Aproape 800 de hunedoreni suferă de maladia Alzheimer, o boală cumplită care afectează gândirea coerentă, memoria și comportamentul pacienților. Deși vârsta este cel mai important factor de risc, boala Alzheimer nu este o parte normală a îmbătrânirii și poate afecta și persoanele tinere de 45 de ani. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți la comportamentul celor cu simptome specifice maladiei, să-i sprijinim pentru că există studii care confirmă că se poate reduce agravarea bolii. Trebuie să transmitem tuturor că tot ce înseamnă activitate fizică poate să fie o metodă de prevenire atât a bolii cât și de încetinire a reacției de îmbătrânire și distrugere a neuronilor. La fel, în familie să se încerce ca aceste persoane să fie supravegheate, dar și introduse în activitățile fizice pe care trebuie să le desfășoare în familie și din nou partea care înseamnă socializare, pentru că este foarte important. Chiar dacă, da, uită, trebuie să fim alături de ei și să încercăm să le reamintim, să încercăm să-i reînvățăm ceea ce trebuie să facă, da, pentru că sunt persoane care uită și activitățile zilnice, să-și facă patul, să se spele pe dinți, să se spele, uită persoanele din jur. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru, noi trebuie să le reamintim și să îi integrăm în familie și în societate. La nivel mondial, peste 55 de milioane de oameni suferă de demență, iar cele mai afectate sunt femeile, atât direct cât și indirect, prin oferirea de sprijin persoanelor apropiate afectate de demență, ele acoperind 70% din timpul alocat îngrijirilor acestor persoane, mai spun reprezentanții DSP Hunedoara.